Salutare! Bine te-am găsit pe canalul Povestirile Paulei! Înainte de a continua, te rog să dai o abonare acestui canal, un like și un comentariu acestui video. Îți mulțumesc! În continuare, vei asculta povestea Un om fericit. Cu mulți ani în urmă, pe vremea faraonilor, într-o pădure veșnic înverzită, trăia un bătrân înțelept ce își făcuse o căsuță din lemn pe crengile unui pom frumos mirositor. El era cunoscut în tot Egiptul drept un om ce deținea secretul fericirii veșnice și pentru acest lucru mulți oameni îl invidiau. Într-o zi, plimbându-se prin pădure, un copilaș ajunge la casa lui. Bătrânul când îl zări, tare îl îndrăgi și îl invită în casa lui. Copilul foarte curios, știind ce se spune despre bătrânelul simpatic pe la toate colțurile străzilor, îl întrebă: "Domnule, dacă te-aș ruga frumos, m-ai învăța și pe mine secretul fericirii?" Înțeleptul nu a putut rezista inocenței copilului și i-a zis: "Te voi învăța tot ce știu, cu condiția ca tu la rândul tău, când vei fi mare, să spui copiilor tăi." "Așa voi face, îți promit," îi răspunse încântat copilul. "Pentru a fi fericit toată viața, secretul este să te ții de următoarele. Dumnezeu există, te iubește și va fi tot timpul alături de tine. Pentru a-i simți prezența, nu trebuie să lași loc în mintea și în inima ta invidiei pentru alte persoane, nu trebuie să faci rău nimănui și nu trebuie să iei niciodată ce nu este al tău. Iubește-te pe tine însuți. În fiecare dimineață și seară înainte de culcare, spune: sunt sănătos, sunt fericit, sunt deștept, sunt iubitor, sunt frumos și am parte de tot ce îmi doresc. Trezește-te în fiecare dimineață zâmbind și încearcă să aduci o bucurie celor din jurul tău. O vorbă frumoasă, o mângâiere, o floare, fără să ceri ceva în schimb. Gândește-te numai la lucruri frumoase, pentru că ele se vor îndeplini." După ce înțeleptul îi prezentă în ce constă secretul fericirii, copilul merse către casă, hotărât ca din acel moment să facă și el întocmai cum îl învăță bătrânul. Îți mulțumesc pentru atenție și te aștept și la următorul video. Pe curând!